Alianța Bucovina pentru Viață, care cuprinde asociații și fundații locale, printre care Asociația Provita Bucovina, APOR filiala Suceava, Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni, a organizat și anul acesta Marșul pentru Viață. Acesta a pornit de pe esplanada Casei Culturii Suceava și s-a deplasat pe traseul Prefectură, Primăria Suceava, Spitalul Județean și retur. Ne-am întâlnit astăzi în această dorință pentru a participa la acest marș al vieții sau pentru viață, pentru susținerea vieții, deoarece cota alarmantă a avorturilor ne îndeamnă să fim aici, să aducem un omagiu întâi mamelor, celor care au născut, care au dat viață copiilor lor. Și sigur că la un moment dat noi, biserica, am primit o întrebare. Ce face biserica concret? Dincolo de a fi aici și arăta că ne pasă, iată că în Suceava, la Biserica Sfinții Trei Ierarhi, Părintele Dragoș Buta construiește un centru tocmai pentru mamele care poate că stau pe gânduri, poate se gândesc că acasă nu vor fi înțelese, nu vor fi primite, fie din pricina lipsurilor, fie din pricina vârstei. Și atunci biserica s-a gândit prin această lucrare să le ofere și un sprijin, un adăpost și o susținere. Ne aflăm la 10-a ediție a Marșului pentru Viață în Suceava. El se află sub genericul unic din prima secundă. Organizatorii am avut bucuria de a prezenta și câteva surprize pentru invitații noștri, un grup de copii care ne vor încânta cu cântecelele lor, pentru că a asculta copilul cântând înseamnă a-l fi lăsat să vină la viață. Și această bucurie nu o poți avea decât aderând la ceea ce marșul acesta îndeamnă, la lupta pentru a susține și a ajuta viața. Să spunem un da pentru mugurașii care, așa, celor care stau pe crengi și trebuie să înflorească, așa trebuie să înflorească și mugurii fiilor oamenilor ca să aducă roadă bogată pentru țara asta. Împreună cu noi, care am venit, ca să zic așa, pe cont propriu, sunt implicate organizații, printre care Platforma Civică Împreună pentru o România Creștină, Asociația Provita, ca să semnaleze că există niște brațe întinse pentru cei care sunt în dificultate, care sunt în imposibilitatea de a hotărâ singuri pentru pruncul din Pântece, să știe că există o inimă caldă și nu numai și soluții practice, pentru ca să știe că avortul nu este o soluție. Sunt de acord cu familia și pentru mine să fii copil este cel mai frumos lucru, adică mi se pare cel mai frumos lucru. Ne socotim o țară creștină. Noi ori să omori un om născut după ce se naște, ori să omori un copil în burta mamei, e aceeași crimă. Participanții de la Marșul pentru Viață s-au bucurat și de un moment artistic. Hai, Liuliuțu, dormi în pașii.